Bună ziua, bun găsit tuturor! Fata în vârstă de 15 ani locuiește în căminul Colegiului de Servicii în Turism. Totul a ieșit la iveală după ce persoane din interiorul căminului au relatat unui ziar local toată întâmplarea. Potrivit acestei relatări, fata ar fi fost închisă în biroul pedagogului în vârstă de 40 de ani. Acesta a încercat să-i facă avansuri. Minora a refuzat în nenumărate rânduri și a putut scăpa doar cu promisiunea că se va revanșa ulterior. Cazul a ajuns și în atenția direcțiunii liceului și a căminului, care au început o anchetă internă, însă atenție, fără a anunța poliția. Nici măcar părinții minorei nu au apelat la autorități. Cert este că pe durata anchetei interne pedagogul a fost trimis în concediu, însă se pare că acum ar fi revenit la muncă. Poliția s-a autosesizat doar după ce aceste informații au ajuns în presă, iar în momentul de față desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală.